voi sunt niște copii oameni buni. Doamne, mie nu vine să cred, bă, că mă uit la ei cât de mici sunt și ce lucruri mari fac. Dacă mai putem să mai găsim cuvinte după ce am văzut. E atât de frumos ce s-a întâmplat pe scenă și faptul că sunt aici și că pot să mă bucur de talentul vostru.
Și show-ul ăsta trebuie să meargă mai departe cu oameni ca voi, oameni talentați. Și eu în momentele astea trebuie să vă ofer... Aici lumina este mai puternică decât întunericul. Aici câteva minute de magie acoperă suferința unui lung război. Aici, curajul unor copii extrem de talentați înseamnă viață și mai ales speranță.
Já bych s dovolením, přátelé, začal, jestli bych mohl. Takhle na Ukrajině chodí děti spát, to je naprosto běžná věc. Oni si z té postýlky vždycky vylezou, proletí se a pak teprve se jde do hajánu. No, jako musím říct, že se s tím na Ukrajině teda nemažete. Fantastický to bylo. Fantastické! Vidíš, pomůžem ti vypadat, chceš něčem povědět? Mě? No? Já udělám takhle, to je mezinárodní. Vy jste nejkrásnější. To bylo, řekni jim, jak to bylo citlivý, jak jsem se o ně bála. Ale jak to... očin popugala se, víte, v jednom momentě přežívala očin silno, protože to je velké iskustvo mi pokazali. A že jsem tak moc ráda, že tady jsou, že jsem tady to mohla vidět. A Marta je očin šťastlivá, že vy zde, že ona smogla takovou smotřit, uvidit. Super. Děkujeme, krásný večer. Vy jste byli neskuteční, super, úžasní, super. Bravo, fantastický, krásný, dojemný. Ty jsi to prožívala krásivé. Jako máma, evidentně. Mně maminka podala, nebojte se, tak jsem se nebála, užila jsem si to. A jaké jsou krásné, jaké jsou... Oni jsou prostě jak zrostlé, až pocit, že také děti neexistují. Děti poslušné, to je... Děti a starý lidi vždycky všechno prodají. Silicon eyes, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel grounded. I know I'm just a girl. If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clouds. When feelings are heavy, they become all we are. And we become nighttime dreamers, the street walkers, the small talkers, when we should be daydreamers. Fantastic.
belongs to all of us and drives us closer into the madness of the world. Of the sigur asta chiar n-am văzut niciodată. Da. Să găsești ceva al tău, așa cum ai găsit tu treaba asta cu școala de circ și așa mai departe, și muncind fiecare celulă a corpului tău în direcția asta. Iar dacă tu ești fericită și ceea ce faci, faci cu zâmbetul pe buze, atunci crede-mă că inima lor stă să bubuie de fericire mai departe. Și cred că frații tăi văd și trăiesc asta și din partea mea fericitarea a fost un număr senzațional. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu aici... pentru ea, cât și pentru familie. Vreau să încurajez părinții să-și susțină copiii atunci când aceștia doresc foarte mult un lucru și sunt și buni în direcția aceea. Bravo, Aisha! Doamne, ce mă bucur! Bravo! E povestea atât de frumoasă încât trebuie să o spunem ca să vadă și alte familii. E un exemplu. Bravo! M-am uitat, eram mai emoționat ca niciodată la un moment de acrobație, probabil pentru că e cel mai important moment de acrobație care se desfășoară în fața mea. Fiind un copil la început de drum care a făcut o pasiune pentru acrobație și care probabil că va începe o viață în acest domeniu. Copilul ăsta pare că a venit de nicăieri și s-a întâlnit cu lumea circului și a zis, da, asta e lumea mea. Mamă, mi se pare super spectaculos. Mi se pare că e foarte frumos ce a făcut și povestea ei este... Părinții
părinții au susținut-o nu doar așa verbal sau cu bani. Ia fetița, tati, vrei să faci circ? Ia de aici 2000 de euro, du-te și fă niște curse. Nu, oamenii ăștia s-au urcat într-o mașină cu rulota, s-au dus la mare, au parcat lângă circ și au stat 2 luni lângă Aija pentru ca ea să poată evolua. Păi nene, dacă asta nu este dragoste și susținere pentru copilul tău, atunci ce este? Mergi la campionatul mondial? Merge la campionatul mondial. Normal! Wow. Nu mi se pare nimic ciudat. Și știi unde mai merge? Dragoș, știi unde mai merge? În semifinala noastră de la România au talent! Credem că Sasha Tahira va păstra mult timp cele câteva confeti. Pentru noi, poate că sunt doar niște bucăți de hârtie colorată, ceva pentru care nici nu merită să te apleci. Pentru ea, sunt dovada de necontestată a recunoașterii. Poate că le va păstra în costumul ei de supereroină ca pe un talisman magic. Niște frânturi dintr-un vis împlinit, care îi vor aminti mereu că ea, Tahira, poate să facă orice își pune în minte. Momentele astea, Doamne, da, mă. Copiii ăștia, momentele astea sunt cele mai, nu știu, mă fac... Ce surpriză, frate!